Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi vom vorbi despre Liviu Delianu, poet și dramaturg, care ar fi împlinit 110 ani de la naștere. Ce era poezia pentru Liviu Delianu? În concepția autorului, tema dragostei, mereu tânără și frumoasă, mereu tânără și sublimă, este acel ce dă sensul vieții. Pentru Liviu Delianu, poezia era un act social și o prezență în actualitate. Ea vorbește omului despre timp și despre miracolul existenței sale, despre obligații și responsabilități, îl învață să cinstească patria și neamul, îl ajută să prețuiască binele și adevărul. Delianu este ferm și era ferm convins că poezia se află în toate și peste tot. Cartea 100 de poezii de dragoste și dor ne descrie femeia iubită care dă putere și să înfrunzească ca un copac admirabil. Metafora pentru contopirea omului cu natura este văzută de autor prin versuri de o simplitate și sinceritate de-a dreptul copleșitoare. Mi-e dragă fiindcă ești așa cum ești. Mi-e dragă fiindcă ești așa cum ești, tovarășe de țel și bucurie, și știi să-mi torni în suflet când iubești tot ce numim în viață poezie. Următoarea temă sunt epigramele. Multe epigrame, destul de sarcastice, au fost consacrate autorului de gramatică, Ida Ciobanu, care a dus pagube limbii române. Pagube care se resimt acut și astăzi. Poezia satirică Paiengul vizează pe cei ce știu să-și țese splendidul pangeniș, care nu e decât o plasă pe care pot să o destrame foarte ușor. Poezia Paiengul, prin artisticitatea ei, prin umanismul ei expres, prin munca ei trudnică, asupra șlefuirii versului, este profund actuală. Paiengul. Nu, munca nu i-a fost deșartă de vreme ce a putut să-și țeasă din fire parcă de mătasă, acolo în colț, la dumbriș, splenditul său păinjiniș. Următoarea carte este Vreme alte vremuri topită. Această carte, care prin destinul ei, prin umanismul ei expres, prin munca trudnică asupra șlefuirii versului, este profund actuală și instructivă. Vă recomand să citiți operele lui Liviu Delianu și vă doresc o zi bună în continuare.